Soarta câinilor maidanezi din București este în continuare incertă. Ce soluții sunt? De ani de zile, maidanezii sunt o problemă în țara noastră. În capitală sunt aproximativ 40.000 de câini, numărul lor este în continuă creștere, ei fiind împrăștiați prin parcuri, scări de bloc sau parcări, devenind un pericol nevăzut pentru cetățeni. Sterilizarea este cea mai ieftină soluție în comparație cu eutanasierea, care naște controverse între locuitorii orașului. Care este cea mai bună rezolvare pentru viața patrupedelor? Problema câinilor nu se poate rezolva peste noapte. E nevoie de mult mai mult.